Bă, Ana, fă și mie o favoare, fii atentă, deschide... Am înțeles, ok, hai că am început bine. Deschide și tu inventarul de creativ, fii atentă, deschide inventarul de creativ și scrie TNT acolo. Deci scrie TNT, da? Vezi toate TNT-urile alea de acolo? Astăzi, tu ai voie să folosești orice TNT vrei tu de aici. Deci din toate nebuniile astea, uitați-vă câte avem și cum arată toate astea, că nu mai înțelege absolut nimic din ce e aici. Poți să le folosești pe toate, dar o să poți folosești doar un singur TNT. Mă, scaunul se bate cu mine, ce are? Mă, ce are mă scaun ăsta? Mă, ce, 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 am văzut? Ce s-a întâmplat? Ok, deci Ana e zeu aurului sau ceva de genul. Ok, deci ideea este că tu o să poți să folosești orice TNT de pe lista aceasta versus baza mea. Ce faci, bă, îmi dai aur? Ce se întâmplă, bă? Ce e intro ăsta de clip, ok? O să avem 10 minute fiecare, Ana, să ne facem câte o bază securizată și după aceea eu o să vin cu un TNT din ăsta nebun care, bă, TNT-urile astea distrug absolut tot. Adică dacă n-ați văzut clipurile trecute cu TNT-uri, probabil nu știți, dar credeți-ne pe cuvânt că distrug absolut tot. Și ideea e că o să legi un TNT din ăla versus baza mea făcută în 10 minute. Ești pregătită? Hai, du-te pe partea ta. Eu mă duc pe partea mea. Nu uita că în chestul ăsta nu ai voie să folosești toate blocurile. Bă, tu ce faci? Te-ai luat să construiești alo. Pune l apoi. Deci nimic din chestul ăsta nu avem voie să le folosim pentru că versus blocurile astea TNT-ul nu are ce să le facă. Așa că du-te pe partea ta. Eu mă duc pe partea mea și hai, avem 10 minute să facem cea mai securizată bază și o să facem 3 runde să vedem care face bazele mai bine și care supraviețuiește la mai multe TNT-uri. Și voi dați neapărat un like. 10 minute din secunda asta. Hai! Deci ai voie să folosești orice în afară de blocurile aia de ți le-am pus eu acolo, poți să folosești și toporul ca să te ajuți de el ca să faci o bază cât mai rezistentă, ceea ce cred că o să o fac eu, pentru că am un plan destul de chiar să-mi fac niște pereți rezistenți. Dacă l-ați văzut clipurile trecute cu uh, TNT-uri fraților, TNT-urile astea sunt super, super puternice și toată chestia e că noi trebuie să facem niște baze extraordinar de puternice, la modul, bă, gen 100.000 de straturi și de ne folosim de unelte din astea, de exemplu să facem facem ceva de genul ăsta și bam, ia vedeți aici adita mai peretele ce am făcut și o să vreau să fac foarte, foarte mulți pereți pe stilul ăsta, pentru că altfel n-ai nicio șansă. Dacă n-ai super multe straturi și trebuie multe chestii, nu doar materiale efectiv, gen nu doar pereți de materiale și atât, îți trebuie și apă, trebuie să mai pui și mai multe chestii poți să pui, dar o să vedem și depinde și ce TNT o să și aleagă fiecare, pentru că Ana o să folosească niște TNT-uri pe mine, eu o să folosesc alte TNT-uri pe ea și nu știu uh, care o să fie mai bun, noi nu știm exact ce face fiecare Wow, ce frumos am făcut Păi tu deja, Gen... ce, ce, ai făcut? Ca... am trecut o minut cum, ai făcut deja frumos? Ce, cum, funcționează la tine? Deci eu nu știu dacă fac egal pereții ăștia Sau ce se întâmplă aici Dar îi fac într-un fel sau altul Uite ceva de genul ăsta Și cam așa arată de început baza noastră N-a arat... atât de securizată pe cât îmi imaginam Eu stai să reparăm aici Ok Dar e bine că avem voie doar cu un singur tenete, Chiar dacă sunt foarte puternice Ai o singură șansă, Ana Și sunt șanse să ratezi cu TNT-ul ăla, adică dacă nu folosești un TNT destul de puternic, s-a cam dus șmecheria, deci contează foarte mult și ce TNT. Pe la mine clar se ratează, am gândit ceva, deci Ana s-a gândit la ceva, mamă, am făcut aici, de... nu mai înțelegi nimic, dar nu e nicio problemă că reparăm imediat. Uite, facem așa, ai gândit ceva mai diferit, bravo, bă, Ana, uite, și mai facem așa un strat, uite, așa frumos, și avem și lumină, trebuie să facem și pe jos în caz de ceva, că nu știu ce, nici nu știi la ce se aștepți cu TNT-urile astea, adică trebuie să faci straturi a dreapta, sus, jos, în toate părțile, că nu știi niciodată. Ok, și aici pe ultimul strat, vreau să mai facem noi niște lumină, că e jale pe lumină în baza asta. Gata, mă, am și o lumină. Deci cam așa arată baza noastră, fraților, pentru început. Știu că pare destul de securizată în mod normal, adică în mod normal, bă, cine intră în baza asta vreodată, adică uitați-vă straturi are și așa, dar credeți-mă că este nevoie de mult mai mult de atâta ca să rezici la TNT-urile alea și trebuie să fac și o intrare pentru că eu mereu uit să fac intrări în bazele astea. Eu le fac atât de securizate că nici nu mai poți să intri ele Cam mai e problema când fac eu o bază de genul acesta Și punem aici frumos o ușiță Uite așa cu parolă Bam frumos aici Luca, îți place înghețata? Bă, sincer, n-am mai mâncat de ceva timp înghețata, Ana Pentru că a, a cam fost iarnă, nu știu cum să zic Dar înghețata este foarte șmecheră Și nu cred că ar trebui să mâncăm doar vara Cred că merge și iarna din când în când Eu personal nu prea, nu prea mai mâncat Tu ai mâncat înghețată recent, Ana, sau de ce mă întrebi? Hai să ne gândim ce, ce, blocuri mai punem noi, fraților, pe aici Dar cred că am un plan, fiți să ce, blo ce blocuri pun eu pe aici Fiți atenție aici că rezolvam aici să facem bă, un, trilion de straturi, frate. Și ce înghețată ai mâncat, Ana? Ia zi. Deci Ana a zis că a mâncat înghețată, ești nebun. Bă, da, vezi că chiar s-a făcut cald. Nu știu, fraților, la voi, e, la voi e cald de unde stați voi? Că în București aici zilele astea chiar a fost destul de cald. Adică astăzi cel puțin chiar a fost mega, mega cald. Vai de cap, mă, ce lag am, avut un pic. Și chiar se simte așa că vine vara. Chiar sunt curios. Ana, ție ce-ți place mai mult? Iarna sau vara? Ea spune. Eu la mine, la mine, știi care e problema la mine? Bă, la mine chiar se schimbă mereu, frate. La mine chiar se schimbă. ce îmi place mie cel mai mult de fiecare dată? Pentru că mie îmi plac toate. Mie îmi place și iarna. Îmi place să stai așa la căldură, să bei uh, ciocolată caldă, e șmecheră iarna. Dar îmi place și vara, așa, știi? Să stai gen ploile alea de vară, așa. Uf, nu știu, gen sunt șmecheră de tot. Mie îmi plac toate anulti nu prea. Toamna îmi place la un moment dat tot așa și toamna are un vibe. Știi care e singurul anotimp care îmi place cel mai puțin? Bă, primăvara. Parcă primăvara nu știu ce să zic. Ție îți place că ție ți plac florile, ok? Știu că o să zici că îți place primăvara, dar uh, nu știu, pe mine primăvara nu prea nu prea îmi place și mult primăvara. Nu mă impresionează, să zic așa. Gen e ok. E de hanorac așa. Da, de hanorac de paluca lu.ro care o să scoatem niște modele noi foarte și Ia ziana, cât de șmechere sunt modelele noi, că tu știi. Cât de sunt modelele noi. Mai de cap și am făcut aici. n bază fraților dacă mai de vreun TNT prin baza asta nu mai zic nimic. De 11 din 10 deci nota e 11 din 10 la hanoracele noi fraților. Deci n-aveți voie să, să ratați. Bă ce se întâmplă că what nu mai înțeleg nimic. Ok pe aici bun. Deci n-aveți voie să ratați pe 1 uh, iunie de ziua copilului scotana noile hanorace se vor lansa pe local.ro și hanorace. Mă rog noile modele că puteți să vă luați și hanorace dar puteți să vă luați și alte chestii cum ar fi uh, tricouri, caiete pentru școală la multe, multe chestii. Uite, face și noi aici set iron așa. Luca, e modul ăla cu podeaua aia frumoasă. Nu știu care e modul de-mi place mie. Nu știu ce putea să -ți place ție. Habar nu am să zic, Ana. Nu știu de la ce mod te referi. Dar habar n-am. Probabil e. Nu știu. Habar n-am. Nu știu. Chiar nu știu ce să-ți răspund la această întrebare. Dar eu zic că ba, baza asta se ține prea bine. Îi mai lipsește ceva totuși înăuntru. Și o să vedeți imediat că am uitat ceva foarte, foarte important la o bază de genul acesta. Dar nu știu dacă mai am unde să-i Bun, ba, cred că mai am pe unde să-i pun. Mai trebuie să mai fac încă o chestie micuță și am terminat cu securitatea pe baza mea. Deci gândește-te, mai avem 4 minute. Gândește-te Ana că eu până acum am făcut doar securitate în bază și atât. Adică eu doar atât am făcut. Și fiți atenți aici, fraților, cât m-am chinuit să fac chestia asta, dar eu sunt convins că o să ne ajute super, super mult. Încă un strat de așa ceva, cred că o să ne salveze viața. Atâta vreau să spun. Mai avem două minute și jumătate, Ana, să știm. Mamă, dar... A, dar stai că eu sunt noob. De ce să așa noob? Că eu pot să... ne putem să folosesc comandă. Ce fac aici? Că eu stau să-mi pierd timpul cu așa ceva. Mamă, fiți atenți aici. Și dacă facem așa... Bam! Aia zic, respect pentru munca depusă. Deci gata, Ana, eu, eu sunt pregătit oficial. Deci baza mea e pregătită Mai trebuie să fac interiorul Care s-ar putea să fie o mică problemă la, la, acest interior Pentru că și deoarece este dita mai baza Și eu nu m-am apucat de ea Și mai sunt două minute Ce faci Ana? Tu te descurca la tine acolo Deci bă, aici chiar este șmecherul de tot la mine Nu am de ce să mă plâng Decât de faptul că am făcut-o foarte, foarte mare Și nu prea am unde să-mi pun chestiile Adică cum ar trebui să... Nici măcar nu știu, frate Nici măcar nu știu cum ar trebui să pun... Nu cred că stai mijlocul, nu? A, e undeva pe acolo. A, bă, arată mijloc, sunt șanse să fie asta mijlocul, sincer. Oh my god, ce am făcut aici, am stricat totul. Mai avem un minut la dispoziție, Ana. Un minut să faci acolo și eu mă, mă panichez că nu știu ce să mai fac. Adică am făcut prea mare asta și arată oribil baza pe dinăuntru. Adică, bă, nu avem farfurie aici. În modul ăsta avem doar din astea și... Vai de capul meu cum arată farfuria lui mama, e mai bine nu mai pun aici. Ok. Bă, n-am timp, Ana, să fac. Nu. Oh my god, nu te cred. O să iasă oribil. O să iasă oribil că e prea mult spațiu, nu te cred. Ok, trebuie să mă mișc cu viteza luminii. Deci, acum trebuie să demonstrez de ce sunt eu în stare. Vai de capul meu, nu sunt stare de nimic, că iese urât rău de tot. Când mai avem 20 de secunde, mamă, în 20 de secunde trebuie să, trebuie umplu toată camera asta. În 20 de secunde nu e nicio problemă, că facem, uite așa, gata, nu, nu e nicio problemă. Ceva de genul, au luat spargete, gata. Uite așa și mai facem repede, uite, mamă, ara, 10 secunde la dispoziție. Oh my god, nu, 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 nu. Ok, nu, 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 nu. Ah, nu, nu mai am timp, gata, s-a terminat clear la toată lumea Bă, arată oribil Nu, arată oribil Nu, armura mea, îmi pare rău Ana, poți să-ți iei armura înapoi dacă vrei Bă, asta? <laughs> Oh Aoleo, nu, mi-am bătut joc Uitați-vă și voi Deci m-am concentrat prea mult ca să fac baza securizată și arată într-un hal De mi-am bătut joc maxim, fraților Deci chiar e bătaie de joc ce se întâmplă în baza asta Ok, Ana, gata Deci n-ai mai, mai trișat, n-ai mai pus nimic, da? Bun, felicitări Deci, oh my god Bă, but... Da, cred că baza asta nu știu ce să zic de ea Adică chiar dacă poate rezistă Este cam nu baza mea Asta să vezi baza mea Deci baza mea chiar dacă rezistă Bă, arată într-un hal înăuntru de vai capul meu, deci chiar au și o să ne dați și note, fraților, la fiecare din asta. la cât de frumoase e baza și cum rezistă, deci știți care e regula, da, la baza asta nu știu ce să zic de frumusețe, dar hai să vedem, Ana, hai, te las pe tine prima să vii la mine sau vin eu la tine, alege tu, uite că ești domnișoară, vrei la, nu știu cum vrei tu, să vezi, dacă vrei vin la tine, dacă nu vin la mine, hai, alege tu acum și unde zici tu, acolo mergem și toată lumea să dea un like și la mine și la Ana de urgență, zi Ana, unde mergem, că n-ai zis. Ana, ce se întâmplă aici, gen? Care e baza ta antitenete? Tu, tu măcar știi ce filmăm astăzi, am și o întrebare. Deci eu chiar sunt foarte, foarte curios. Da, ok, ce filmăm astăzi, Ana, de curiozitate. Dacă pe păi, e sus baza... Și păi, ce treabă are că e sus baza... Ca e în aer. Ce? Deci asta e baza, Nei, nici nu are ușă la bază, ești deci, nebun, poți să-i pun un singur TNT. Uite, e jos. Pe păi, cine zice că pun tenete jos când vreodată am pus TNT jos? Că noi pe toate cele în le-am pus tenete? Păi unde vrei? Păi n am făcut mereu așa, nu mereu am pus unde vreau TNT și unde vrei. Cum adică nu? What? Păi tu, ce? Unde credeai că-l pun? De Cine mă pune pe mine să-l pun aici? Păi dacă-l pun aici, nu se sparge. Bine, cred că găsesc unul destul de puternic ca să spargă și alea de sus. Dar, totuși, gen. Ce, ce a fost în capul tău? Eu nu înțeleg ce, ai gândit aici, gen. Asta nu e o bază anti-TNT. Toată ideea era să faci o bază anti-TNT. Păi tu știi ce am făcut eu? Tu, de ce ai făcut? Tu n-ai nici ușă la casă. La tine e casă, de nu o bază. Ce se întâmplă aici? Bă, eu nu înțeleg ce se Bă, arată și Vecher. Nu o să mint cu insulele așa zburătoare. Gen, chiar arată tare. Dar, gen, ce se întâmplă? Eu nu mai înțeleg. Gen, ce e asta? Ce, ce, se întâmplă? Insule zburătoare. Ok. Deci ce? To... What? Ce? Stai, -mi. bă, tu cum ai făcut insulele astea? E, e, o chestie care face... Mă, ce? Floating Island Dynamite. Bro, nu știam că există așa ceva. Ce? Ia. Yeah. Și? N-a bubuit. am înțeles. A, pune deasupra așa. su ne ferește. Deci uitați-vă ce a folosit Ana. Nu pot să cred 1000 IQ. Dar nu prea a fost 1000 IQ, de fapt că... Gen... Ok, deci acum vine momentul în care eu aleg un TNT, presupun și hai pune TNT. Bă, da, na, ce să zic? Stai așa să caut TNT. Hai să vedem, fraților, ce TNT pot să folosesc eu pe, pe asta. Nici nu știu ce. Ia, ce să auzi, mă? Ce e. Doamne, stai așa să mă, să mă uit pe aici să văd ce TNT Deci fii atent, Ana, pentru că n-ai făcut cine știe ce ia Uite, spamming TNT, nu știu ce înseamnă chestia asta Dar am un TNT care te spamează și e făcut din dirt Nu știu dacă e atât de OP, dar ideea e că Ana nu prea a făcut securitate deloc Adică eu practic pot să pun orice Adică dacă pun un TNT aici, practic sau, mă rog, eu pot să-l pun și aici, că nici măcar n-ai făcut ușă, gen Adică pot să, mă rog, nu o să-l pun în casă, o să-l pun pe casă Și să vedem dacă Ana, supraviețuiește la acest TNT sau nu Spamming TNT Hai să vedem 3, 2, 1 Ia, ia ce face TNT-ul ăsta Na, poftim că uh... Bă, ce, 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 se întâmplă? Cum adică? De, 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 What? E un TNT care doar a pus dirt? Faci mișto de bine? De ce se mai numește TNT dacă nu face nimic? Cum adică? Spe... Spam... What? Doamne ferește, ce? Păi și a câștigat cu asta că nu bubuie? Puteam să-i pun și în casă, gen, că nu se întâmplă nimic dacă puneam în casă. Uitați-vă și voi. Doamne, ce mă TNT-ul ăsta? Bă, mi-am luat cea mai mare țeapă, nu te cred Ia uite, bă, și dacă îi puneam tenete, normal câștigam Deci uitați-vă câte, adică eu chiar aveam Puteam să-i bag un nuclear, distrugeam toate insulele Dar am zis, hai mă, că a făcut Deci Ana cred că de fapt e o mie IQ și a făcut baza fără securitate Ca să mă facă pe mine, să nu, să nu folosesc astea puternice pe ea, bă. bă cred că asta a făcut, deci presupun că Ana are A, a luat punctul la apărare, adică chiar n-a puțin nimic N-am ce să... Bă, nu mai am cuvinte. Am înțeles. Deci, da. Hai să mergem acum la mine. Deci nu-mi vine să cred că Că nu s-a întâmplat nimic aici. Doamne ferește. Deci, Ana, bine ai venit la baza mea. Eu de-aia zic că eu nu înțeleg ce ai făcut tu, că eu am făcut o mega securizată, gen. Adică, uite de câte de-astea am pus la mine. Trebuie să reziste la 100.000 de, de TNT-uri. Cum intri? Păi ai ușa aici, Ana. Uite ușiță, ca să nu zici că nu ți-am făcut ușă. Uite, ai aici frumos ușă și poți să intri. 1, 2, 3 are parola și a intrat așa frumos. Bam, așa. Intri și aici și asta zic, n-am avut timp să fac nimic în baza asta cea mai sărăcăcioasă bază de ai văzut tu vreodată în viața ta. Hai să vedem ce TNT o să aleagă Ana, dar trebuie să pui pe din afară. Dar eu mi-am făcut foarte multe straturi, frate, mă gândeam că nici când cu dalea puternice Ana nici nu și-a făcut straturi, eu nu înțeleg ce se întâmplă. Deci challenge-ul de azi Ana face mișto de mine efectiv. Deci, bă, sunt niște TNT-uri așa OP și efectiv Ana și-a făcut aia, deci nu mai zic nimic. Hai să te văd Ana, ce TNT va alege oare? Ia vedeți ce TNT are Ana în mână. Bă, ce e ăla? Ce TNT e ăla? E, ți luat TNT de -a? aur, ce se întâmplă? Bă, tu ai nebunit cu aurul de, de, câteva zile. Multiplying, nu știu ce înseamnă acest TNT dar l-ai luat probabil că zici că e făcut din aur, așa că hai să vedem ce o să facă și TNT-ul ăsta. Deci, Ana, tu chiar nu vrei să folosești, vezi că ai voi un singur TNT. Deci tu chiar nu vrei să folosești niște TNT-uri puternice, nu e așa? Pe ăsta al meu și nu prea ai voie să pui blocul ăsta aici, așa că dacă mă scuzi o să, o să fac așa. Hai, ăsta vreau, hai să vedem ce face TNT-ul Anei, 3, 2, 1, hai, dă Iana. Ia, hai să vedem. Mamă, dacă e de la super puternic. Ia, hopa. Ui, sunt mai multe. Se fac mai multe ce se întâmplă. Oh my god, ce se întâmplă? Fraților, fraților, ce se întâmplă? Mai dă capul meu. Ai, am înțeles. Da. Hai, TNT-uri. A pus câteva TNT-uri aici. Să vedem și Oh my god, nu. Nu te cred. Ce se întâmplă? Nu, nu, nu. Oh, cred că e bine. Cred că e bine. Stai, stai, s-ar putea să fie bine baza, s-ar putea. Mai de capul meu mi-a distrus aici din tunel. Ia stai, înăuntru bazei, repede, repede mergem aici. Bam, înăuntru. Da, mă, da. Deci am câștigat și eu și Ana, se pare runda asta. Deci runda asta, Ana, niciunul din noi nu a folosit niște TNT-uri mai puternice. Eu îți propun ceva. Hai, runda, pot să dau TNT? Nu, nu pot să dai TNT aici. Bă, 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 pleacă de aici cu al tău. Hai, pleacă, pleacă, de aici. Deci, îți propun runda viitoare să folosim niște TNT-uri mai puternice, pentru că și eu și tu suntem conștienți că există niște TNT-uri foarte, foarte puternice și vreau runda viitoare să dăm unele mai puternice. Astea au fost așa, am testat și noi câteva TNT-uri, dar, bă, nu știu ce să zic. Lana la măcar a bubuit, gen, dacă poți să dau unul puternic, hai, mai, mai testează dacă vrei unul. Doar așa, la mișto, pentru că oricum am, am trecut cum ar veni, adică acum nu se mai pune. Te las să mai testezi un TNT așa, dacă vrei tu de distracție, hai. Pune ce TNT vrei tu, unul, ia. Opa, dar nu mai voi să-l mai folosești pe ăsta mai încolo, să știi. Hai, pulsar. Ia ce face ăsta, mamă, cum arată așa Ia, hai să vedem dacă îl dădea Ana pe ăsta Asta arată mai puternic așa, parcă mai Cred că mai face ceva, ia să vedem 3, 2, 1 Și o um... What? Ce se întâmplă? Bro Oh my god, uitați-vă și... Mi-a dat crash Ce se întâmplă? Ah, ah am înțeles Ok, Ok, a, a, distrus harta, a distrus, a distrus toată harta. Deci, Ana, dacă foloseai TNT-ul ăla din prima, câștigai, nu știu cum să spun. Da, hai să trecem la următoarea rundă, fraților. timer a început și avem 10 minute din nou, Ana, să vedem ce putem face. Iar o să merg pe, o, nu chiar aceeași tactică, dar tot așa eu o să o fac. Versus TNT-uri puternice, frate, pentru că nu știi ce te poate lovi. Stai așa că era comanda set. Bun, deci eu o să vreau să încerc, vreau să-mi fac o bază mai mică, în primul rând, pentru că le-am făcut prea mari și nu-mi place. Gen, vreau să arate și bine, frate. Să arate și bine baza mea. Nu vreau doar așa să fie doar super mare cu 100.000 de blocuri. Sper să nu pice serverul. Da, deci eu cu Ana am zis că o să dăm niște TNT-uri mai puternice de data asta, fraților. Pentru că parcă data trecută, la ronda trecută, prea am dat așa niște TNT-uri. Nu prea mi-au plăcut. Nu știu, se putea și mai bine, gen. Luca, îmi pare rău. De ce îți pare rău, Ana? Pentru ce urmează? Dar de ce? Ce urmează an atât de periculos? De deci ce asta o să fie... Deci, asta o să vină... Mamă, ce... What? A... Ce-a fost la ăsta de la mine? Bă, de la cine e? De la tine? Tu tot pui blocuri? Ce tu faci? Du ne -ă, se blochează serverul, nu știu ce face Ana. Vai de capul meu. Bun, deci asta e de primul strat. Stai așa, că vreau să fac o bază mai micuță, dar gândită mai bine și tot așa să, să supraviețuiască 18 milioane de blocuri a pus Ana. Am înțeles, am 5 FPS-uri. Ok, felicitări Ana. Deci cam așa se prezintă baza noastră de început și după aceea stai așa să facem și pe jos de fapt. Mă dor ochii, okay, mamă, nu mai poate Ana cu challenge-ul ăsta. Am văzut că vă plac fraților challenge cu tenitori și chiar mă, chiar, mă buc. Și vă mulțumim că vă uitați și vă plac și vouă, ne plac și nouă Și dacă mai aveți sugestii ce challenge-uri să mai facem și pe cine să mai aducem Pe Mariusica sau să fac doar eu cu Ana sau să aducem și pe Mariusica Să lăsați în comentarii și să ne spuneți acolo ce idei mai aveți Și dacă aveți idei șmechere le facem și pe alea Luca, cred așa că o să te enervezi Ana, eu mă enervez cam de fiecare dată când mă joc cu tine Deci e ok, adică... Ah, N-ai ce să mă enervezi atât de rău, atât de special. Eu am reușit să fac o cutie în două minute. Eu doar atât am făcut. Am făcut o simplă cutie, dar nu vă faceți griji că nu se termină aici visul meu de a avea cea mai șmecheră bază din univers pentru că mai facem aici un strat. Fraților, ia fiți atenți să spuneți dacă vă place schema asta de o fac eu acum. Bam! Easy. Deci gata, eu. Bă, n-ai ce spune Ana, dacă o să vezi aici ce mișto. Deci de data asta chiar am făcut o bază și mișto, adică și arată bine, nu mai e doar așa ca să fie uh, de securitate maximă, dar și securizată ca lumea. Adică e 2 în 1 baza asta, n-ai ce să i ceri. Încă 5 minute jumătate mai avem Ana ca să știi În caz că te întrebai tu cam cât timp mai avem Cam aproximativ 5 minute jumătate Cum merge la tine? Dacă vezi ce, la mine aici Mamă, nu, 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 Oh my god, oh my god ce s-a întâmplat aici Ok, am făcut și eu o mare, mare greșeală și am stricat chestii pe aici Dar nu e nicio problemă pentru că sunt regele comenzilor Și știu să fac să fie bine, deci nu e nicio problemă Fraților, ce părere aveți de baza mea? Deci, Ana, nu o să-ți vină să crezi ce am făcut eu aici și, sincer, nu ești pregătită să vezi ce am făcut eu aici. <coughs> Vă dați seama că am folosit eu o comandă secretă, dar am zis că avem voie cu comenzi, adică am stabilit chestia asta de la început ca să pot să fac chestia asta, dar arată șmecher rău, rău de tot ce se întâmplă aici, Ana, și o să-ți placă. Tu nu ești pregătit, nu, tu nu ești pregătită, deci zic 100% sigur că tu nu ești pregătită de ce ți-am pregătit aici. Deci asta cred că o să-ți placă ție cel mai mult baza asta, Ana, ascultă-mă pe mine, că această bază ți-o să-ți placă rău, rău de tot ascultă-mă că nu zic prostii. Și o să mai fac aici un micut strat de protecție și după aceea gata, Ana, Poți să zici ce vrei tu de baza asta. Dar mie, personal, mi se pare cea mai șmecheră și mai avem două minute la dispoziție. Oh my god, să mi super, super rapid. Ok, deci mai avem 20 de secunde să decorăm, mă grăbeam și o să fac un setup de gaming și... Da, uh cred că așa arată un setup de gaming, nu? Adică cred că cred că e destul de bine. Ok, Ana, nu cred că mai am timp nici să respir. Bă, frate, niciodată n-am timp să termin aici ce vreau să fac. Bă, ce mă oftică niciodată. Nu pot și eu să fac pe dinăuntru ceva frumos. 5 secunde, Ana. 3 2 1. Gata, s-a terminat. Nu mai avem voie să mai punem nimic. Clear, îți dau clear și ție să știi. Sau dă-ți tu la iteme ca să nu ți dau eu să nu zici că ți-am stricat ceva. Cam așa arată, fraților, baza pe dinăuntru și uitați-vă cum arată și pe din afară. Mie mi se pare că e una din cele mai reușite baze de le-am făcut eu vreodată. Ia vedeți aici, gen din astea anti-TNT și uh, Ana, ce se întâmplă pe partea mea? Gen, am inundație la mine. Nu știu cum să zic. Ce-ai făcut aici? Deci uitați-vă și voi. Ce-ai ce -ai pus tapă, Păi a venit apă peste zi. La mine e apă de la tine. Ce se întâmplă aici? Tu, de ferește. Ba nu? Uh știi ceva? Hai la mine. Nu, vino tu la mine să vezi ce e aici la mine, dacă, dacă nu mă crezi gen. Uite te și tu, unde ferește ce a făcut. Ok, Ana. Dacă tot ai venit, hai, vino cu acest să ți prezint și baza mea, ok? Deci, cam așa arată baza mea. Ce părere ai? Uite cât de mișto este făcută cu 100.000 de, culori, așa mișto. Are foarte multe straturi, are apă, are chestii, și dacă te dai pe spectator, intri aici dacă când vezi și la mine. Vreau să spun că iar am uitat să fac uh, intrare, dar uh, atât m-a adus și pe mine cap, ok? Deci chiar m-am chinuit să-i fac așa cu culori, cu chestii. Pare securizată, bă, i-am pus multe straturi, adică are un strat de apă, are strat de cabuie, are și straturi de apă pe din afară. Uh, ce are monitorul? Păi e noul uh, sistem de, de gaming. N-ai mai văzut așa setup de gaming? Eu zic că arată forță rău de tot, adică eu așa mă joc. Tu nu te joci așa gen acum când filmăm? N-ai așa un monitor de stai cu el în brațe? Eu așa stau acum cu monitorul, l-am aici pe piept și mă uit acolo, văd ce se mai întâmplă pe monitor cum ar veni. Deci, uh, da, cam așa se prezintă de data asta și microfonul ții în mână, da, exact, exact um, Poritorul stomac bă, de data asta am mai avut timp să mai fac ceva pe aici, nu e așa nașpa baza pe dinăuntru, dar na, se putea și mai bine, dar bă, ca să faci o bază și anti-TNT și cu interior și cu toate chestiile astea e destul de nașpa Dă nașpa, e destul de greu eu, Doar eu am voie cu aur, am înțeles, ok Bun, deci Ana, hai, vino sus și să vedem ce TNT îți alegi tu pentru această bază, sunt eu curios Ok, Ana, poți să-mi explici și mie ce ai în mână mai exact Pentru că TNT-ul ăsta arată interesant Gigant, am înțeles, ok, TNT-ul gigantic, bun Deci ai pregătit TNT-ul, asta este baza mea, fraților Avem TNT-ul acolo, foc, dă foc, hai Trade, 2... ce mă, TNT-ul ăla, e cât baza, ce se întâmplă? Fraților, hai să vedem E și frică să vă uit 3, 2, 1 și... Pum! Ce s-a întâmplat? Oh my god Faci mișto de mine, cred că Cred că faci mișto de mine, nu? Uitați-vă și voi ce s-a întâmplat Și a, -a bubuit și din baza ei, cred că Deci tu faci mișto de mine Au rămas numai blocurile astea Atât a rămas Ok, deci ce s-a întâmplat? Deci, Ana, asta e cumva baza ta Mă, ce se întâmplă aici, Doamne ferește, Ana, ce se întâmplă aici? Explică și mie aici, te rog. Asta e baza ta, gen? Da, asta e baza mei Deci uitați-vă și voi, bro, bro, Gen, ce se întâmplă? Um, ok, deci Ana cred că stai așa să, să mă uiți 3, 2, 1 și... Cred că Ana a făcut ceva cam exagerat, dacă mă întrebați pe mine. Cred că a făcut o bază cam mare așa. Nu știu dacă am ce să-i fac la baza asta. Sincer, vreodată în universul ăsta, dacă am eu cum să Mamă, Edita mai baza, frate. Intră prin ea. Ce să mai intru, prin ea? Că nu mai... Uită-te și tu ce a făcut. 100.000 de mii de stratul. nu știu unde e. nu știu unde e baza aici. Nici nu-ți dai seama, dar știi ceva, Ana? Stai așa, lasă-mi pe mine că mă gândesc eu acum și îți pregătesc eu aici un TNT. Să te rezolve și cu baza ta Stai așa, două, două secunde Lasă-mă un pic să mă uit prin astea pe aici Că sigur îți găsesc eu ceva sută la asta. Stai așa un pic Ok Ana, deci uite-te ce am eu în mână Uite, e roz așa cum îți place ție Ce, ce părere ai de TNT-ul ăsta? E adorabil, n are ce să se întâmple cu TNT-ul ăsta vreodată Dar dacă te uiți un pic la el Se numește TNT ori 10.000. Deci, acest TNT face cât 10.000 de TNT-uri. Deci, asta ar trebui să distrugă absolut tot. Hai să vedem! dacă Ana va rezista la TNT-ul ăsta. Dacă a făcut mai baza, frate, trebuie să-i bag și o 10.000 de tnt uri Nici nu știu unde e mijlocul, așa că o să-i dau aici. Haideți, fraților, să vedem dacă 10.000 de tnt rezistă. Dacă baza Anei, de fapt, rezistă la 10.000 de tnt -uri. Hai să vedem. Deci dăm foc așa. V-am dat pe spectator repede. Deci fiți atenți. 10.000 de tnt într-un singur TNT versus baza Anei. Hai să vedem. Hai să vedem. 10.000 de TNT-uri, Ana. 10.000 de tnt, 10 de TNT 3, 2, 1, ia. Hopa! Ce s-a întâmplat? N-a bubuit încă. Hai, bă! Hai, 3, 2, haide! Haide, bă, nu mai bubuie! Ce se întâmplă, fraților? Deci nu mai bubuie TNT-ul. Mamă, tu zăi... Ia! Opa! Ce, s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat? Fraților? what? N-a făcut nimic? A, dat crești serverul? Ce se întâmplă? A dat, a crești Ana? Bă! Ia! Să... A Vai de capul și de viața mea Oh my god Da, cred că am găsit un TNT care chiar sparge baze, frate Oh my god, nu mi se încarcă harta A distrus tot serverul TNT-ul ăsta Nu doar că a distrus Bă, bă iatule, what? Ok Deci fraților nu știu ce să vă mai spun despre runda asta Nici eu nici Ana nu prea am rezistat Cred că ăsta de 10.000 Cred că putem aveam cea mai mare bază Cred că puteai să faci o bază de 10 ori mai mare Și tot buboia cu TNT-ul ăsta Deci fraților nu știu Cred că nu mai folosim TNT-ul ăsta Ziceți în comentarii care a fost cea mai Bă da, eu nici măcar n-am văzut interiorul la baza ta O știe doar lumea de, de, de pe clip Eu nici măcar n-am fost acolo Că baza ta era prea, prea mare Mă pierdeam în ea frate Dar o, o, să am încredere în tine Ana că ai făcut un interior frumos oricum. Oricum, am, eu am zis că era urâtă. Eu am zis că poate o mai văd după TNT, da? uitați-vă ca idee cât a făcut tnt Oanei, dar cât a făcut asta frate. Ok, hai să trecem și la ultima rundă, Ana. Și <laughs> haideți să-i dăm și cu ultima rundă din această seară, fraților. Eu uite, băi, eu căutam TNT direct. Deci eu am o tactică, Ana, la care tu nu o să te aștepți vreodată și chiar cred că acum o să fac o bază. Bă, n-ai mai văzut așa ceva, dar nu vreau să să, să, zic prea multe, o să vezi tu direct. Dar, bă, frate, deci nu știu ce să mai zic de clipurile astea, fraților. Ați văzut și voi ce TNT-uri au fost mai devreme, gen? Adică, pa bune, mai ai ce bază să faci versus TNT-urile alea? Chiar sunt foarte, foarte curios dacă există vreo bază în lumea asta să reziste la TNT-urile alea de au fost mai devreme. Adică, bă, bune, a fost efectiv insane, dar nu mai contează pentru că o să fac o bază atât de miștoana încât o să reziste până, la, până și la tnt alea le-am avut noi mai devreme, până și la alea o să reziste. O să vezi tu că te minte, efectiv.

Ok, Ana, vreau să te anunț că mai avem 7 minute jumătate și eu deja am terminat baza. Eu am terminat securitatea din baza mea, adică mai trebuie decât să fac acum interiorul, dar la mine este totul gata, 100%, nu știu de tine, dar eu zic că o să câștig prea ușor, aș putea spune. Adică cred că am găsit cea mai bună chestie pe care puteam să o fac vreodată la tine. Cum merge treaba, Ana? Chiar sunt mega curios, uite, o să fac chiar și niște chestii astea. doar așa, la mișto să pun pe aici. Deci, cum... Ana, să știi că nu văd ce scrip, pe ce nu știu ce se întâmplă. Stai ca mă chinui aici să gândesc Scuze Ana, gata, scuze, scuze Nu te mai deranjez, nu mai zic absolut nimic Adică nu știu ce te chinui toată atât eu deja, efectiv, bă, la mine deja e, e făcută treaba Adică nu, nu mai am la ce să mă mai gândesc Pentru că totul este gata la mine Uite, facem așa, băgăm așa Gata, mă, pot să vin și cu tancul acum, cred că la mine Deci, pe bune, pot să aduci toate tintiurile De ți-ai imaginat tu vreodată, Ana, și... Deci, fraților, pentru prima dată în viață am și eu timp, frate, să-mi fac frumos aici a baza înăuntru, că n-am avut timp deloc, deloc. Luca, dacă mor, îmi rămân itemele în inventar, nu știu, stai așa că-ți dau acum aia ca să-ți rămână, gata, îți rămân itemele, dar de, de, de ce să mori, adică ce, ce, vrei să faci? A, tu voi să dai reset sau ce voi să faci? Da, a, am înțeles, ok, ok. Da, na, gata, îți rămân și itemele în inventar, nu-i problemă. Bana ba încă 3 minute de jumătate, dar eu sunt gata, adică eu chiar am terminat, nu mai am ce să mai pun aici. Am făcut absolut tot, tot, tot. Și făcut afară, și înăuntru, și am stricat. Ce-i stricat, ba, Ana? Ia că mai pun o chestie așa pe, pe din afară, doar ca să fiu sigur, dar n-are, mă, ce se mai întâmplă, adică n-are ce să se mai facă să distrugi o dată baza asta, n-ai ce să faci. Ia uite, facem așa frumos și acum gata, clar, 100%, adică... La tine e oribil, dar ce s-a întâmplat bana ba, de oribil la tine? Bă, și la mine e destul de oribil dacă stau să mă uit pe aici, gen... Da, am făcut ceva și am cam stricat și la mine, dar ce s-a întâmplat la tine? De ce să fie oribil? Dacă rămâne un pat câștig, da, Ana, dacă rămâne un pat castigi, uite. Așa facem. Oh my god, iar am făcut o prostie, nu voiam să fac asta. Nu, pleacă de aici. Hai de capul meu. Încă 25 de secunde la dispoziție Ana, tu am de câte chestii am făcut pe aici Am plus, nu știu ce am făcut toate chestiile astea Dar la mine este gata Chiar te aștept să-mi distrugi baza asta Dacă ai tu pe și dacă se poate 10 secunde Ana la dispoziție să știi Deci hai, grăbește-te Nu știu ce faci acolo, dar haide Bun, gata 3, 2, Olu și toată lumea clear Hai de Ana să înceapă nebunia Deci chiar sunt curios Vreau să vin, da, la, la Mione Vreau să, să vin la, la, tine în bază Chiar sunt foarte, foarte curios ce o să se întâmple Ce ar trebui să fie chestia asta? Deci am nevoie de niște explicații acum Pă bune, deci ai făcut metoda Mariusica Și ai pus o mie de paturi Gen, asta ai făcut, faci mișto de mine Deci efectiv Ana aici a făcut la mișto Deci face mișto complet Ana Nu pot să crece a făcut aici. Ok, deci uitați vă și voi nu am avut timp. Bă, păi -ai, ai avut 10 minute cum ai avut până acum, dar ai făcut foarte mare totul. Deci a pus 1000 de 40 televizoare fix metoda Mariusica. Deci știți că a făcut și Mariusica fix așa într-un clip, tot așa cu TNT-uri. Ok, Ana, ok. Stai să mă gândesc ce TNT ar merge să, să ți pun eu ție așa pentru metoda metoda Mariusica așa. U, ăsta cu chunk, chunk TNT. Ia să vedem. Uite, asta sună destul de interesant și habar n-am ce face. Mă gândesc că dacă ai un chunk aici, s-ar putea, bă, să putea să rizigi, de fapt la asta, să spun, să, să, pun un la un chunk sau să pun mai OP decât asta. Hai mă că pun asta chunk TNT, hai să vedem, hai să vedem Ana ce părere are TNT-ul ăsta de baza ta, fraților, dați și voi un like, 3, 2, nu, nu, dacă e nu, de ce o nebunesc, ia să vedem, TNT chunk. Ce se întâmplă? Sparge un chunk ar trebui? În teorie, dar baza anei cred mea... wow! Are paturi, bă, au, rămas paturile Uită-te și tu, aspar până aici, faci mișto de mine Deci era prea, a fost prea înaltă baza Dacă era puțin mai jos, a câștigat Gigiana, Ana, oh my god, uitați-vă și voi, bă Și era, mama, arăta puternic rău de tot Uitați-vă la, la limită, deci uitați-vă Uitați-vă cum se liniază blocurile astea, lol GG, Ana, n-am ce spune, chiar ai câștigat la faza asta Pe bună dreptate, că a fost foarte înaltă, iau deci toate animalele junglei sunt libere acum Hai să vezi baza mea acum Să vedem dacă voi câștiga și eu sau nu Eu chiar am încredere în baza asta Dacă mi-o distrugi chiar mă rău de tot pe tine Sau ceva de genul Hai aici Ana Asta este baza mea Ce părere ai de ea? Ce bă asta? E o bază, pur și simplu. Ce, ce cu baza mea? Este efectiv o bază simplă, așa cu niște gles. Gen nimic, nimic prea, prea ciudat. Avem aici frumos echipamentul. Avem aici... Și tu crezi că rezistă asta? Vă rezistă 100% asta. Așa că, nu știu, ia ce vrei tu. Ia poți să din partea mea ia ce TNT vrei tu. Eu am... Am impresia 99% că o să reziste. Adică, nu știu ce să zic dacă chiar 100%, dar hai să vedem ce TNT o să ia Ana și unde se gândește să-l pună. Avem aici frumos un hol până la bază, îl pune în apă unde vrea să-l pună. Hai să vedem. Hai să te văd Ana, ce TNT vrei tu să folosești? Deci Ana a ales, stai cum se numește, Supernova se numește TNT-ul ăsta. Ești nebun? Hai să te văd Ana, ce părere are TNT-ul ăsta de baza mea? Hai, că ai râs de baza mea? Hai să vedem. Eu uite, ce am uitat. Ia, Olu! Ce a făcut, bă? Ia, hai. 3 2 1. Hai să vedem dacă rezistă și supernova ce se întâmplă? Mamă, e și fix acolo lângă bază. Hai, bă. Hai. 3 2 1. Bubuie. Mamă, a dat crash. Ce a făcut, bă? A dat crash. Mi-a dat că Bă. Bă, mi-a dat crash jocul. Bă, bune, chiar mi-a dat crash jocul. Ua! Oh my god. Um, bă, Baza a rămas, putem spune, mai de capul meu, de ce nu s-a spart? E făcută dintr-un material special, Ana, este un material special de care tu nu știai, ți-a ți bubuit și ție <laughs> fără și pe baza Anei. Am câștigat. Ia uite cu pat. Du-te mă cu patrule tale că voi trișați și tu și Marius că cu asta. Voi abuzați. Eu am spus că rămâne patru dacă spui și tu două paturi ca un om normal, 900.000, de mii de paturi, ca așa am puneam și eu. Ai trișat? De ce am trișat, mă? Nu e deloc trișat ce s-a întâmplat aici. Uite, că e așa, uite, baza e întreagă, na. Da. Nu ai voie cu reinforced? Păi nu e reinforced, e e glass, din asta puternic. E, mă rog, e, Mă rog, nu contează. Păi noi unde am zis că nu avem voie cu, cu din astea. Am zis că nu avem voie cu Bedro, cu Dalea, cu Dalea. Deci, fraților, trebuie să le spuneți cine a câștigat o comentarii care vă face trișor. Deci, baza mea a supraviețuit, în teorie. Harta nu prea a supraviețuit, dar baza a supraviețuit, așa că ia uite animale pe aici. Deci, nu, de acum încolo o să, o să, schimbăm această regulă. Că tu cum ai că deja cam abuzați de regula asta și veniți și puneți 100.000 de paturi. Așa făceam și eu o bază uriașă să mă întind pe 1000 de blocuri și să pun mai a paturi tot. Ba, ba, bam, bam. bam, bam și tot un pat. Deci nu merge. Eu uite ce se întâmplă bă aici. Alo, vai de capul meu ce lagam. Nu știu ce a făcut Ana. A stricat serverul. Deci fraților, scrieți în comentarii cine a câștigat la fiecare rundă. Runda 1, 2 și asta ultima a fost runda 3. V-am pupat și eu și Ana Banana și noi ne auzim pe data viitoare. Pa, pa!